Vă salut! În trecut am spus că facem o verificare la cuibul de uriaș, să vedem ce avem în cuib. Este vorba de cuibul femelei de la David Cudău, cea bătrână, să zic așa, cu mascul Mihai Blaga. Cu această ocazie o să vedem, poate reușim să explic cumva și să vedeți verificarea asta cum se face. Stai mă, îți dă vară. Aici avem o femeluță, normal trebuie să se vadă aici. Găurică, dacă are găurică în jos, mus, înseamnă că e fetiță. Dacă în momentul în care verificăm acolo și iese ca un dop așa în sus, este mascul. Deci avem o femelă. Gata. Uite, la asta iese un dop așa. Iese ca un dop așa în sus și seamă că e băiat. Uitați. Nu se focalizează. Deci, femelă și scul. Gata. Al doilea mascul. Deci are dop. Iese ca un dop, așa iese în sus. Doi masculi și o femelă. O, tu că nu le fac nimic. Al patrulea. Femeluță. Vedeți? Pare rău că nu se vede. Bine, așa. Deci până acum avem egalitate. Gata. Femela. Deci, trei fete și uite-vă, trei femele și doi masculi. Și acum vedem cine câștigă. Stai bă, fetele sau băieți? Se pare că e egalitate, trei masculi și trei femeluțe. Uite-vă, copii. Cam atât. Vă salut!